Din cauza la tehnică o să fie nevoie să facem și a doua parte a filmării. Poftim, rezultatul e 0. Am lăsat până acum, l-am mai spălat, nu e. Adică în mare parte când este varoa, deodată se vede. Adică pur și simplu când cade albina în alcool, momentan cade și varoa de pe albine. Din ce cauză avem stupini curate sau infestații 0? Din ce cauză avem stupini cu infestații foarte și foarte mari? E numai din cauza că nu s-au făcut la timp tratamentele în prima jumătate a verii. Stupina care anul acesta o am cea mai infestată, e stupina care s-a extras ultima, e stupina la care s-a pus lavetele acidoxale cu glicerin foarte și foarte târziu. Acolo avem varoa, bun. Din câte familii am făcut, spunem, acolo din 30 de familii, 7-8 familii cu infestații foarte mari, restul în limita normei, adică 0, 3, 4 varoa, spunem, per 300 de albini. Prieteni, poate pe unii deja i-am săcăit la cap cu tratamentele. Cineva mi-a spus, Petru, că am nu preface anul ăsta reclamă la hrană. N-am făcut reclamă la hrană niciodată, dar și hrana în familie joacă un rol important. Dar ne întoarcem la tratamente. Este nevoie, colegi, ca să folosim tratamente corecte, tratamente care vor da rezultate bune contra varoa și după tratamentele date se vor simți și albinile noastre sănătoase sau se vor simți bine. Ați văzut ca exemplu această familie? Cred că o să încercăm acum cu Dani să mai deschidem câteva stupuri să vedem ce albine avem jos. Dar așa familie, cu câte miere au făcut, o mai dată încă o familie, familia dată, anul ăsta o dată o familie care la anul la saltim o să fii la cules în rând cu ea. Nu poți avea așa familii, poți ai tu mama rasă în stupină. Dacă nu tratăm la timp și nu tratăm corect, niciodată nu o să avem rezultate. Dani, dă-ți să mai arătăm atunci familia asta de aici de alătărea. O să vedem chiar, mi-e interesant ce mici are. Așa. Aici. Aici are semnul că mai trebuie hrană. Asta e client. Și acolo. E frumos, cred că. Și aici dă să mai punem și la asta încă. Mai mult un deschis, să omoară mult albine. Ați văzut, prieteni, albine este, mai este nevoie undeva să corectăm cu hrana, cu tratamentele și practic asta e sfârșit de sezon. Aici, cum am mai spus, noi o să mai ducem ceva familiei, vrem să facem o locație care va lucra pentru sezonul 2024-2025, strict doar pentru producere de miere. Eu vă doresc pace, sănătate și aveți grijă ce faceți la albine.